Bun regăsit, oameni buni, la o nouă ediție de vineri seara a emisiunii Viața trăită conștient. Așa cum v-ați obișnuit sub acest generic, adun teme, subiecte care au legătură cu partea aceasta, cu viața trăită conștient. Ne ajută să ieșim cumva din modelele noastre limitative, automate de viață, din acțiunile repetitive, vorbirea repetitivă și gândirea dăunătoare pe care adesea am repetat-o destul de mult timp, atunci când conștientizăm că am vrea să ne schimbăm, este foarte util să învățăm treptat, ușor, să trăim cât mai conștient. Săptămâna trecută am discutat despre puterea cuvintelor și capacitatea acestora de a ne transforma, de a ne schimba viața. De data aceasta, tema este energia din spatele cuvintelor și vom încerca împreună în această ediție să descoperim ce face ca aceste cuvinte pe care cu toții avem capacitatea de a le rosti în mod normal, ce face ca ele să aibă atâta putere asupra vieții noastre și asupra vieții acelor cu care interacționăm, acelor care le aud. Nu e nimeni dintre noi probabil care să nu fi entuziasmat la auzirea unor cuvinte sau să nu se fi întristat, poate chiar să nu fi izbucnit în lacrimi la auzirea unor cuvinte. Deci atât cum cuvintele pot face trecerea în numai câteva secunde de la o stare interioară la o altă stare interioară. Iată cum ele au o putere formidabilă, deci să ne schimbe în câteva secunde starea interioară, dispoziția pe care o avem, se spune starea de spirit, emoțiile pe care le experimentăm și de aici vorbele pe care le spunem și acțiunile pe care le facem către noi înșine și către exterior, către cei din lumea noastră. La nivelul actual de cunoștințe științifice și dezvoltare tehnologică se consideră că universul este alcătuit din două componente, una mai vizibilă, mai grosieră, o lume a formelor, materia, și una mai puțin vizibilă, mai subtilă, energia. Deja sunt fapte, se spune, științifice acestea. Materia pentru noi toți este o parte a vieții noastre, nu avem niciun dubiu că există, nici cu energia nu avem, pentru că deși nu o vedem, iată, ea aprinde reflectoarele din acest platou și luminile din casele din care mă urmăriți, alimentează device-urile pe care eu apar în casele dumneavoastră. Circulă prin pereți și alimentează aparatura electrică și electronică, fără ca noi să o vedem, însă îi vedem efectele. Deci există energie care susține totul. Și oamenii de știință spun că în spatele materiei, de fapt, materia este constituită din energie. Și că energia ar fi dată de definită ca măsura de mișcare și transformare a materiei dintr-o formă în alta. De aici a apărut și celebra lege a conservării energiei, care spune de vreo 200-300 de ani că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Deși aparent o formă fizică se pierde, în realitate ea se transformă uneori într-o formă nevăzută, într-o formă energetică, în energie. Alteori trece printr-o formă de energie și recapătă o formă materială. Și noi oamenii am învățat să controlăm astfel de procese, de aceea avem o mulțime de mașinării, de device-uri, de gadget-uri care sunt alimentate de energie și fac o mulțime de transformări în interiorul lor. În realitate fac ceva transformări urmărindu-le și în interiorul nostru, în funcție de informația pe care o primim. Ei bine, aceste transformări, aceste schimburi din materie în energie și invers sunt postulate deja de aproximativ 100 de ani de foarte celebrul om de știință, Einstein, care a descoperit formula
energia e egală cu masa ori viteza luminii la pătrat, e egal cu MC pătrat. Ei bine, acest lucru consfințește cumva din punct de vedere științific faptul că, iată, energia continuu în mișcare se transformă și translatează dintr-o formă în alta sau participă cumva la procesele materiale din cadrul universului nostru fizic. Din acest univers însă facem și noi parte ca oameni, ca ființe umane, alături de toate celelalte ființe. Și noi ca oameni acționăm, mișcăm obiecte, deci facem acțiuni cu corpul, vorbim și la acest lucru ne vom referi în această seară mai extins cumva și gândim. Deci avem trei categorii de acțiuni și toate aceste acțiuni, când omul gândește, vorbește și acționează, implică și mișcări ale energiei, modificări ale energiei, chiar mutări, transmisiuni sau modificări ale energiei. Toate acestea sunt legate între ele prin energie, tot ceea ce există în univers. Și toate acțiunile noastre de la nivelul corpului, vorbirii și gândirii implică mișcări ale energiei. Poate că ne e destul de simplu să observăm că dacă mutăm un scaun dintr-un loc în altul, am folosit energie. Dacă mâncăm pentru a obține cumva energie prin digestia acelor alimente. Dar la nivelul gândirii, care se desfășoară în interiorul minții și este mintea fiind un fenomen subtil, poate avem ceva dubii ce înseamnă energia acolo. Dar și aici avem aparatură științifică ce deja e clasică. Există de zeci de ani, mergem acolo la cumva la analize și ne se pun niște senzori pe cap și ni se face o electroencefalogramă care măsoară la nivelul scalpului, la nivelul cutiei craniene, curenți electrici puși în mișcare de activitatea creierului. Și activitatea creierului înseamnă procesul gândirii. Deci iată cum gândurile, omul gândește și în capul său cumva, în cutia sa craniană, în creier și în jurul acestuia, pentru că senzorii sunt pe cutia craniană, se pot măsura cu precizie curenți electrici și magnetici. Energie. Deci iată cum energia, acțiunile la nivel fizic poartă energia, ei bine și vorbirea poartă și ea energie. Și există o mare putere în vorbire din acest punct de vedere, pentru că vorbirea înseamnă proiecția, emiterea în exterior a unor sunete. Sunetele sunt generate de curenții de aer care sunt expirați, care trec prin laringe, pun în mișcare corzile vocale, după care apare și contribuția limbii, contribuția statică, să spunem, a dinților, a gurii, a buzelor și astfel se articulează diferite, se combină diferite sunete care puse într-o anumită ordine formează cuvinte și cuvintele propoziții și fraze. Gura și întreaga cutie craniană funcționează ca și cutie de rezonanță pentru aceste sunete pe care noi le scoatem. Cumva ele amplifică sunetul pe care îl scoatem, în același timp ne afectează și pe noi. Acesta e un lucru foarte important. Cuvintele pe care le rostim, plecând din interiorul nostru ca și sunete, nu le afectează doar pe cel care le aude, care le recepționează, cei aflați în fața noastră, ci și pe noi înșine. Chiar dacă nu suntem conștienți de acest efect, el nu are cum să nu se producă. Am spus, cutia noastră craniană este o cutie de rezonanță pentru sunetele pe care le scoatem. Și înregistrăm efecte în funcție de sunetele pe care le emitem. E bine, acești curenți de aer se transformă cumva în vibrația moleculelor de aer și vibrația înseamnă energie. Iar energia este purtată în exterior. Cu alte cuvinte, sunetele. Deci cuvintele pe care noi le emitem înseamnă energie. Deci sunetul transmite energie. Iar energia, așa cum am văzut, este măsurabilă și este capabilă să producă modificări ale materiei.
produce modificări în jurul nostru și, așa cum vom vedea, produce modificări în interiorul nostru. De fapt, știm cu toții că produce modificări și în interiorul nostru. Am precizat încă de la început, la auzirea unor cuvinte, uneori izbucnim în lacrimi sau în lacrimi de bucurie, ne cuprinde entuziasmul. Doar la auzirea unor cuvinte, poate mergeam cumva după o zi grea, după anumite dificultăți în cursul zilei, mergeam poate cumva spre casă, mai abătuți, mai triști, mai duși așa pe gânduri și dintr-o dată auzim câteva cuvinte și căpătăm un elan de care nu ne credeam capabil cu câteva secunde mai devreme. Energia noastră crește brusc în momentul în care auzim cuvintele acelea încurajatoare, înălțătoare pentru noi. Iată cum energia acelor cuvinte are capacitatea de a ne schimba starea și nu numai de a ne schimba starea, parcă ne dă la propriu energia pentru a merge mai vioi pe stradă către casă sau către acțiunile pe care le avem de făcut mai departe. Cunoaștem cu toții astfel de exemple și poate nu e nimeni din nou căruia să nu se fi întâmplat să nu stea la un eveniment, la o masă lângă boxa aparaturii de sunet, de la eveniment, de la concert, de la ce... Cu toți am fost în astfel de situații. Și începe acolo muzica și dintr-o dată observăm cum farfuriile încep să vibreze pe masă. Poate chiar să se deplaseze așa ușor spre marginea mesei și le oprim să nu plece. Dacă suntem un pic mai atenți, realizăm că acea vibrație puternică a basului o resimțim chiar și în organele noastre interne. Dacă suntem suficient de aproape sau muzica e destul de tare, simțim cum ne vibrează organele interne. Deci iată cum sunetul poate pune în mișcare, în lumea fizică, obiecte, lucruri care au formă. Unele sunt vii, noi, organele noastre interne, se mișcă și ele. Dacă sunetul este foarte puternic, poate fi foarte dăunător. Sunetul puternic are un efect destructiv. Ei bine, există chiar o știință care studiază efectele sunetelor asupra materiei. Se numește cimatică și studiază faptul că lucrurile se mișcă și anumite materiale fine, cum sunt nisipul sau făina sau anumite semințe sau apa, își modifică forma sau starea și așezarea chiar, își modifică luând forme uneori geometrice de anumită natură, care reprezintă diferite lucruri, uneori flori sau geometrie sacră. Iată deci cum prin sunete noi putem modifica mai mult sau mai puțin conștient materia. Dar și corpul nostru este format din materie. Și atunci și el percepe efectele sunetelor și poartă efectele sunetelor, deși el reacționează la sunetele pe care noi le auzim. Și știm cu toții că reacționăm și din punct de vedere interior, nu numai organic, la un cântec, de exemplu. Ascultăm o melodie și vorbele cântecului acolo ne spun ceva ce evocă în noi o amintire și dintr-o dată ne cuprinde nostalgia sau tristețea sau bucuria. Iarăși, din nou, iar doar de la ascultarea unor cuvinte. Deci, atât cât de puternică este energia cuvintelor. Ea poate fi mai grosieră sau mai subtilă. Ea poate mișca lucruri exterioare sau stări interioare. Poate datorită acestei cunoașteri, în Noul Testament regăsim în Evanghelia după Ioan următorul citat. De fapt, chiar așa și începe Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și toate câte s-au făcut, cu cuvântul s-a făcut. Și nimic din ce s-a făcut, nu s-a făcut fără cuvânt. Ei bine, iată deci că e atât de important încât totul s-a făcut cu el. Cuvântul, evident, este vorba despre capacitatea de a vorbi. Ar fi bine de știut aici că traducerea din limba română cuvânt e făcută după edițiile din limba greacă ale Bibliei și în limba greacă e folosit cuvântul logos, de fapt. Logos însemnând nu doar vorbire, ci și gândire. În limba greacă acest cuvânt leagă cumva
ceea ce se întâmplă cu noi toți. Cunoaștem legătura între gândire și vorbire. Gândirea cu vorbirea. Deci rațiunea cu articularea sunetelor. Și iată de unde puterea de a mișca, de a acționa, de a crea logosul, cuvântul, pleacă din interiorul nostru, din lumea rațiunii, cumva, și ajunge în exterior prin sunete, deci prin cuvinte, și apoi prin acțiuni propriu-zise în lumea fizică. Astfel noi putem realiza lucruri în lumea, în mediul înconjurător, și o privire oriunde ne-am afla ne lămurește în acest sens. Câte lucruri a putut realiza, descoperi, obține, construi ființa umană folosindu-și această putere care pleacă din interiorul său sub formă de rațiune, de gândire și merge în exterior sub formă de vorbire și de acțiune propriu-zisă fizică. Știm cu toții că atunci când gândim, parcă vorbim cu noi înșine. E parcă acolo un monolog interior. Și știm de asemenea că atunci când vorbim, e ca și când gândim cu voce tare. Evident, dacă ne rezervăm timpul necesar pentru a gândi înainte de a vorbi. Dar chiar și când vorbim mai repede, chiar și atunci tot procesul gândirii se află înaintea vorbirii, pentru că există acolo o gândire repetată îndelung și este deja automatizată sub forma unor obiceiuri sau tipare de vorbire. Vorbirea așadar este foarte importantă. Cuvintele care circulă între noi și credem noi că au doar rolul de a ne ajuta să comunicăm, de a ne transfera unul altuia experiențele, de a împărtăși experiențele de viață, evenimentele prin care am trecut, de fapt cuvintele transmit mai mult decât atât. Pentru că între noi, cumva, aceste cuvinte circulă precum niște vehicule. Spuneam și într-o emisiune anterioară, e ca și cum între vorbitor și ascultător, ascultătorul la rândul lui devine vorbitor și vorbitorul devine ascultător, ar circula cuvintele asemenea unor camioane care transportă între ei conținut. De la unul la celălalt, celălalt le descarcă, încarcă și el conținut, ajunge la, înapoi la primul. Descarcă și el conținutul, pune alt conținut și îl trimite înapoi. Cam așa funcționează comunicarea noastră. Să vedem ce este acest conținut din vorbirea noastră. În primul rând, vorbirea noastră, la un nivel perceptibil tuturor, să spunem, când nu stăm foarte mult pe gânduri așa și înțelegem din vorbire că ea reprezintă doar această formă de comunicare, cuvintele transportă semnificații. Semnificații înseamnă ce spunem. Transportă ceea ce spunem. Practic, noi avem o imagine, un concept, o experiență în mintea noastră, în interiorul nostru și o punem, o transferăm într-o formă, într-un recipient care este cuvântul. Și acel cuvânt îl rostim prin laringele nostru, prin gura noastră și ajunge la urechea celuilalt. Cuvântul fiind vehiculul care transferă celuilalt semnificația cuvântului. Semnificația care era în mintea noastră. Și de aici pot apărea unele diferențe între semnificația pe care am avut-o noi în mintea noastră când am ales cuvântul și semnificația pe care o decodează celălalt în momentul în care primește cuvântul și îl interpretează. Pentru că întotdeauna semnificația este foarte subiectivă și instabilă. Ține de, atât de cel care comunică, rostește cuvântul, cât și de cel care îl aude, care îl interpretează. Pentru că întotdeauna are loc o interpretare acolo. Și această interpretare este foarte subiectivă, pentru că ține de experiențele proprii, de experiențele individuale ale fiecăruia, de trecutul său, de cum i s-au rostit lui altă dată și de către cine acele cuvinte, de lucrurile, de educația pe care o are, de antrenamentul cumva mental, de atenția pe care o are în acel moment. Ține
Există chiar și cercetări în acest sens care ne arată că interpretarea pe care o dăm noi cuvintelor pe care le auzim depinde foarte mult de cultură, de tradiție, de credințele noastre, de nivelul nostru intelectual și de memoria noastră, de experiențele pe care noi le avem în memorie. Desemnificația este doar o interpretare și adesea o interpretare foarte subiectivă pe care nu ne putem baza. De aceea apar uneori scurtcircuite în comunicarea noastră. Noi vrem să spunem ceva și celălalt înțelege altceva. Pentru că oricât te-ai strădui să alegi semnificația corectă a unui cuvânt, tu ți-ai făcut treaba bine dacă ai ales-o corect. Dar în momentul în care ai trimis cuvântul celuilalt, acolo intervine responsabilitatea sa. Și cuvântul respectiv rămâne deschis multor interpretări și înțelesuri, chiar dacă noi ne-am străduit să alegem bine cuvintele. E foarte posibil ca celălalt să-i deformeze, deloc intenționat, să-i deformeze înțelesul. Și atunci apar deficiențe în comunicare. Noi nu putem practic transmite cu maxima acuratețe un mesaj verbal. Oricât de bine am alege cuvintele și oricât de mult ne-am strădui, semnificația acestuia în mintea celuilalt depinde de decodificarea pe care acesta o face. Dar nu doar semnificația este transportată de aceste vehicule care sunt cuvintele. Ele mai transmit, mai întâi un exemplu. Uneori ascultăm o cuvinte în altă limbă sau o melodie în altă limbă și noi nu cunoaștem cuvintele. Și simțim o anumită stare. Se schimbă melodia și ne dăm seama că, deși nu înțelegem nici la a doua melodie limba, iarăși avem o cu totul altă stare. Alte cuvinte, alte stări. Ce se întâmplă? Noi nu înțelegem, de fapt, semnificația cuvintelor de care am vorbit mai devreme. Semnificația poate fi cunoscută doar dacă noi am deprins, dacă am învățat, dacă am fost instruiți în limba respectivă, dacă avem în memorie semnificația cuvintelor respective, altfel doar le auzim. Le auzim, le percepem, sunt sunete pentru noi, dar n-au semnificație. Și cu toate astea, stările noastre se pot modifica în funcție de aceste sunete. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că aceste cuvinte, întotdeauna toate cuvintele, nu poartă doar semnificații, ci și energie. Și astfel revenim la partea de început cu energia și materia. Energia, prin intermediul cuvintelor, ajunge la cel care percepe cuvintele chiar dacă nu le înțelege și adesea chiar dacă nu este foarte atent la ele. Știm cu toții cum ne influențează în acest mod anumite filme, anumite melodii, anumite videouri, anumite speech-uri ale cuiva, chiar dacă vorbește într-o altă limbă. Uneori te uiți la un video cu un chinez, nu înțelegi nimic din limba aceea, dar ai o anumită trăire. Și adesea e chiar mai bine dacă nu înțelegem, dacă cel care vorbește are un anumit nivel, o anumită conduită, o anumită pregătire și o anumită intenție cu care vorbește, chiar dacă vorbește într-o limbă neînțeleasă nouă, energia cuvintelor lui ajunge la noi. Nu e chiar mai bine dacă nu înțelegem semnificația, pentru că nu înghesuim, nu încercăm să înghesuim energia în semnificații și nici nu ne concentrăm atenția doar pe semnificație, care oricum este cumva limitată. Cuvintele fiind ca niște recipiente cumva neîncăpătoare pentru ceea ce vrem noi să transmitem. Și acest lucru știm. Vrem să transmitem cuiva o trăire, o experiență, o stare și ne dăm seama că avem la dispoziție prea puține cuvinte sau că, deși sunt mai multe, sunt cumva neîncăpătoare, nepotrivite. Nu descriu în mod adecvat ceea ce e în interiorul nostru, ceea ce noi am trăit. Deci, iată cum cuvintele, ca și semnificație, sunt foarte limitate. Din punct de vedere al energiei însă, aceasta e puțin mai extinsă și nu poate fi ratată. O semnificație o poți rata dacă n-ai auzit bine cuvântul, chiar dacă îl cunoșteai. Atenția ta a fugit un pic în altă parte. Din nou, ai ratat semnificația. Dar energia cuvintelor respective nu poate fi ratată. Mai întâi,
am putea să ne întrebăm, poate deja, de unde vine energia cuvintelor? Ce-i cu aceasta energia cuvintelor? Care-i sursa ei? Și există și aici două niveluri de răspuns. Pe un prim nivel măsurabil științific, energia cuvintelor ține de patru atribute ale vorbirii, ale rostirii. Tonul, intensitatea, frecvența și intonația cu care vorbim. Toate acestea patru alcătuiesc cum spunem. Dacă semnificația însemna ce spunem, ce transmitem, aceste patru atribute alcătuiesc cum spunem. Adică modul de vorbire. Și modul de vorbire este cel puțin la fel de important ca și semnificația. De aceea se și spune vorba dulce mult aduce. În realitate, modul de vorbire poate deturna complet ce spunem. E chiar mai important decât ceea ce spunem. Și poate și pe noi la un moment dat, învățătorii, profesorii sau părinții sau tutorii noștri ne-au învățat, ai grijă cum spui, nu doar ce spui. Deoarece, și aici putem concluziona, cuvintele potrivite, rostite în modul potrivit, ne poate aduce armonia în relații, ne poate aduce împăcarea interioară, ne poate aduce rezultate bune de viață, bunăstarea, succesul, o relație de familie reușită, armonie cu cei din jur. În timp ce cuvintele nepotrivite, rostite nepotrivit, și aici o mențiune, chiar și cuvintele potrivite, rostite nepotrivit, pot declanșa certuri, supărări, conflicte, mergând chiar până la războaie, până la a arunca națiuni în război. Au fost războaie care s-au declanșat pe această planetă pornind de la cuvinte, de la ce s-a spus și mai ales cum s-a spus. Având în vedere această importanță majoră, de fapt diferență majoră dintre ce spunem și cum spunem, apare necesitatea de a ne alege cu mare atenție cuvintele și de a le rosti, nu de a le turui, de a le rosti, adică le spune cu rost, cu și mai mare atenție. Pentru că modul cum le spunem e chiar mai important decât ceea ce spunem, decât cuvintele. Și ele fac trecerea de la, iată, de la pace la război, de la împăcare la conflict, de la supărare la seninătate. Bun. Să luăm întâi prima componentă din aceste patru atribute, tonul sau timbrul, se mai spune, timbrul vorbirii. Acesta poate fi foarte deranjant, indiferent ce cuvinte spunem și ce semnificații au. Poate fi deranjant, de exemplu, dacă este ironic sau sarcastic. Spunem aceleași cuvinte cu o exprimare frumoasă, dar suntem puțin sarcastici. Ei bine, tonul, timbrul acesta este deranjant pentru celălalt. Și deja în el apare o reacție potrivită tonului, nu neapărat semnificației cuvântului. De asemenea, tonul poate fi agreabil. Chiar dacă spunem lucruri mai puțin plăcute, dacă tonul este potrivit, interlocutorul poate primi cu mai multă acceptare, cu mai multă liniște ceea ce avem noi de spus. Un alt atribut este intensitatea sau volumul în decibele al vorbirii noastre. Aici știm cu toții că dacă volumul vorbirii este prea mare, deci dacă ridicăm tonul, se spune, sau țipăm, e chiar deranjant pentru celălalt, chiar dacă spunem cuvinte cu o semnificație frumoasă. De aceea, de regulă, cuvintele cu semnificație bună, frumoasă, sunt spuse cu o intensitate redusă. Intensitatea redusă, decibelii puțin fiind asociați cu o transmisie bună, cu o semnificație pozitivă și cu o intenție bună care s-ar afla în spatele cuvintelor respective. Pe urmă avem
frecvența vorbirii, sunetelor noastre sau înălțimea. Și ea poate schimba foarte mult percepția pe care noi o avem asupra a ceea ce spune interlocutorul și chiar asupra interlocutorului, care poate fi deranjat de sunetele prea înalte, de exemplu. Știm cu toții că avem diferite frecvențe sau înălțimi, există chiar diferențe între bărbați, femei și copii, frecvența sau înălțimea sunetelor fiind mai înaltă la aceștia din urmă, la copii, pe care la femei și la bărbați fiind mai joasă. Dar în funcție de rezultatele pe care noi le urmărim prin ceea ce comunicăm, noi putem alege frecvența în acord cu aceste obiective. Și adesea această înălțime a sunetelor sau frecvența a sunetelor poate face trecerea de la o comunicare armonioasă, adecvată, acceptată, la una deficitară și chiar la stricarea relațiilor. Mai avem apoi intonația sau inflexiunile vorbirii. Aici avem de-a face cu cea mai delicată, cu cea mai blândă, cu cea mai subtilă atribuțiune sau caracteristică a vorbirii. Știm cu toții că de aici au apărut doinele, cântecele de leagăn sau cântecele de jale, cântecele de nostalgie, dar și chemările la luptă. Țin de intonația cu care noi vorbim. Și aici trebuie să fim foarte atenți ce intonație alegem, pentru că în mare măsură influențează percepția asupra comunicării. Haideți să pătrundem puțin mai profund în adâncurile ființei umane, să vedem ce se află în spatele cuvintelor. Și dacă ne analizăm, când vorbim, ne dăm seama că în spatele, de fapt, înaintea cuvintelor care ne alcătuiesc vorbirea, se află gândirea. Gândurile, practic, reprezintă forța dinamizatoare din spatele cuvintelor pe care le rostim. Această forță înseamnă energie. Și știm cu toții, dacă, de exemplu, gândim, mi-e foame, după aceea spunem, merg să-mi iau o pizza, urmează vorbirea. Și după care, probabil și luăm cheia de la intrare și spunem, am plecat deja să-mi iau o pizza. Mă duc să-mi cumpăr o pizza. În urma acțiunilor, deci, în urma acțiunilor de la nivelul gândirii, apar acțiunile la nivelul vorbirii și acțiunile la nivelul corpului fizic. Și toate acestea au legătură. În funcție de cum gândim, așa vorbim și așa acționăm. De aceea e foarte important ce gândim. De exemplu, nu pot sau nu știu încă. Este foarte diferit. Atunci când suntem întrebați dacă putem face ceva, modul în care răspundem arată cum gândim. Nu pot sau încă nu știu. E o diferență mare între aceste răspunsuri, care arată cum ne raportăm noi la noi înșine, în interiorul nostru, în procesul nostru de gândire. De aceea, gândurile conduc la anumite rezultate specifice, nu la orice rezultate la nivelul vorbirii, ci la anumite rezultate. Și rezultatele vor fi întotdeauna de natura gândurilor. Așa cum roadele sunt de natura semințelor. Dintr-o sămânță de cais, dintr-un sâmbure de cais, nu o să poți culege decât caise. Uitându-te la caise, poți să știi care este sămânța, chiar dacă nu ai văzut-o când a fost cultivată, când a răsărit. Dar văzând caisele, știi că ele au venit dintr-un sâmbure de caise. Tot la fel, ascultând cuvintele celorlalți, noi ne putem da seama care este forța din spatele lor, de unde au apărut, care e energia din spatele lor. Și energia cuvintelor, da, este dată de energia gândurilor din spatele procesului vorbirii. Nu trebuie să ne așteptăm să fie diferențe, deși oamenii sunt capabili de aceste diferențe. Noi avem această capacitate, deloc lăudabilă, nu o încurajez, de a gândi într-un fel și a vorbi în alt fel. Dar când acest lucru se produce, primul beneficiar, cu ghilimele de rigoare, de fapt primul care
va suporta consecințele nu este cel din față, ci cel din interiorul, cel care are cutia de rezonanță și care gândește într-un fel și vorbește altfel. El va suporta primul consecințele neplăcute ale acestei disarmonii, ale acestei disonanțe dintre cele trei categorii de acțiuni pe care le are la dispoziție. Stricând această aliniere dintre gândire, vorbire și acțiune, el creează o disarmonie în interiorul său, care mai devreme sau mai târziu va produce roade neplăcute. De aceea, trecând peste această situație, noi putem observa din modul în care ceilalți vorbesc, ce fel gândesc. Putem observa gândirea și mai mult decât atât, gândurile nu sunt perceptibile, dar vorbirea da. Dacă reușești să fii atent la modul cum vorbește, deci la cum vorbește, nu la ce vorbește cineva, poți realiza care este gândirea din spate. Și poți percepe în acest mod mai mult decât cuvintele. Poți în acest mod percepe cumva energia gândurilor din spate. Dar, repet, atenția trebuie să stea nu neapărat pe ceea ce se spune, ci pe cum se spune. Acele patru atribute de care am vorbit înainte de pauza publicitară și care reflectă conținutul energetic mai bine decât semnificația cuvintelor. Bun. Astfel, energia cuvintelor poate fi cumva decodată, poate fi cumva citită de noi în momentul în care comunicăm, în momentul în care receptăm cuvinte. Pentru că astfel, gândurile și cuvintele realizăm că sunt ca niște transmisii energetice. Și în funcție de încărcătura lor, generează efecte diferite, așa cum am spus, dintr-un sâmbure de cais se poate răsări doar un cais, nu putem culege corcodușe. Și atunci, dintr-o gândire de o anumită natură, vor urma rezultate de o anumită natură. Dacă noi suntem atenți la cum se spune, putem realiza care este natura vorbirii și putem să ne apropiem sau putem să ne îndepărtăm. Putem rămâne pe acel canal sau putem schimba canalul. Putem rămâne cu acea carte, pentru că poate fi scris cuvântul, nu neapărat vorbit, în față și să continuăm lectura sau o putem închide. Dacă suntem atenți nu doar la semnificația cuvântului, ci și la energia din spatele cuvintelor. Și astfel noi putem începe să recunoaștem cuvintele care au, se spune, o energie înaltă, o vibrație curată sau pură și cuvintele sau comunicările, vorbirea care conține o altfel de transmisie energetică. Vibrația aceasta diferită a cuvintelor și a gândurilor din spate se poate recunoaște destul de ușor după starea pe care o avem, nu după semnificația pe care o dăm cuvintelor pe care le auzim. Putem să le auzim doar așa pe fundal, dar să fim atenți la starea pe care o avem. Dacă în interiorul nostru apare o stare de tensiune, de încordare, de oarecare îngrijorare, de nemulțumire sau de nefericire, ori de frică. Dacă apare o tendință de contracție, de a ne aduna, de a ne închide, de a ne strânge cumva, de a ne apleca, acestea sunt semnele unei energii nu de o calitate foarte bună din spatele vorbirii respective. Deci o energie a gândurilor nu foarte potrivită. Dacă vibrația gândurilor este însă una înaltă și implicită a cuvintelor, și acest lucru se poate recunoaște după starea de bine, după starea de relaxare, de împăcare, de siguranță, de încredere, de destindere, de relaxare și de deschidere pe care noi induce rezonanța cumva a acelor cuvinte. Noi avem tendința de a ne deschide, de a ne lumina, de însenina. Acestea sunt indicii ale unei vibrații înalte a vorbirii respective. Tuturor acestor indicii le putem spune indicii de bună stare, pentru că noi ascultăm acolo și într-o dată avem o stare bună. O stare bună în sens foarte larg așa și integrativ. Bună stare. Și ne referim aici la o stare interioară bună.
senină, împăcată. Putem merge și mai adânc în adâncul ființei umane, și mai profund în adâncul ființei umane. Și să ne dăm seama că și înaintea energiei gândurilor, și această energie a gândurilor, depinde și ea la rândul său de altceva. Depinde de starea noastră de spirit, se spune. Starea noastră interioară. Foarte semnificativ este stare de spirit. Pare să aibă legătură cumva starea interioară cu partea aceea pe care toate tradițiile o numesc veșnică sau netrecătoare, nevremelnică din interiorul nostru, pe care o putem numi spirit sau suflet sau conștiință mai nou în accepțiunea unor științe de frontieră, cum ar fi fizica cuantică, ce a ajuns la noțiunea de conștiință. Ei bine, când spunem stare de spirit, e vorba despre această stare interioară pe care spirituală, sufletească, pe care noi o avem. Și această stare interioară este cumva izvorul gândurilor noastre, vorbelor noastre și acțiunilor noastre din exterior. E un veritabil izvor. Și când starea aceasta interioară este una de claritate, de liniște, de seninătate, de împăcare, e o stare netulburată de, se spune, factori perturbatori, de emoții dăunătoare. E bine, când avem o astfel de stare, izvorul este un izvor pur. Și dintr-un izvor pur răsar gânduri pure. Din gânduri pure apar vorbe curate, încărcate cu o vibrație, cu o energie înaltă. Și din acestea și acțiuni de o calitate deosebită față de toți ceilalți și față de noi înșine. Când însă starea noastră interioară nu e una foarte potrivită și e dominată de emoții neplăcute, e dominată de trăiri ale suferinței, izvorul acesta de energie pentru toate acțiunile de la nivelul gândirii, vorbirii, devine contaminat, devine un izvor impur. Și în acest izvor impur, orice vorbe am spune, orice acțiune am face, orice gânduri am avea, orice vorbe am spune și orice acțiune am face, sunt destinate cumva să fie și ele impure. Pentru că asemenea unor rezultate din natură, din lumea exterioară, din lumea văzută, perceptibilă, atunci când rădăcina unei plante este otrăvitoare, și tulpina, și ramurile, și frunzele, și florile, și fructele sunt predestinate să fie otrăvitoare. Și ele vor fi, deci, otrăvitoare. Și atunci, dacă starea noastră interioară, starea noastră de spirit este una contaminată, de acolo energia gândurilor noastre va fi una nu de o vibrație foarte bună. De asemenea, și energia cuvintelor noastre. Am ajuns astfel cumva la energia din spatele cuvintelor, la sursa cea mai profundă de energie a cuvintelor noastre, de calitatea energiei din starea noastră de spirit, depinde calitatea energiei cuvintelor pe care le rostim. Și dacă cineva își dorește să aibă o vorbire încărcată de o energie benefică înaltă, mai degrabă decât de cunoașterea semnificației cuvintelor pe care le rostește, ar fi necesar să fie interesat de purificarea gândirii și de purificarea acestui izvor de energie, atât al gândirii cât și al vorbirii, care este starea de spirit. De obținerea unei stări de spirit benefice, de liniște, de armonie, de seninătate. Și dintr-o astfel de stare, chiar dacă sunt cuvinte mai puține sau semnificația lor uneori mai este eronată, vibrația, energia care însoțește cuvintele și care pune în mișcare gândurile, este una foarte înaltă, ce în mod sigur ajunge prin intermediul vehiculelor respective, cuvintelor respective, la ascultătorul nostru. Și această transmisiune energetică este mai importantă decât transmiterea semnificației prin intermediul
acelorași cuvinte. Și unii dintre noi poate avem o sensibilitate mai ridicată, o percepție mai fină, mai subtilă a cuvintelor, alții nu avem, dar nu e dezvoltată, nu e antrenată. Cu toții, la nivel subtil, putem sesiza această încărcătură energetică a cuvintelor care ajung la noi. Mai întâi la urechea noastră, după care la sistemul nostru nervos, în creierul nostru și, în final, în mintea noastră. Este foarte important. Când ajung în mintea noastră, aceste semnificații și această energie pătrunde cumva în starea noastră de spirit, de acolo au puterea să ne producă anumite schimbări. Și în funcție de calitatea energiei care a ajuns interiorul nostru, evident și a semnificațiilor, intrăm în anumite procese de schimbare care conduc, evident, în funcție de calitatea energiei, în direcții diferite. Practic, convingerile noastre, trăirile noastre, acțiunile noastre din viitor depind în mare măsură de semnificația, dar mai ales de energia din spatele cuvintelor care ajunge la noi prin intermediul cuvântărilor la care asistăm, cărților pe care le citim, videourilor pe care le urmărim, melodiilor pe care le ascultăm. Cu bucuria că am putut să ofer fie și numai o informație valoroasă, fie și numai unuia dintre telespectatorii din această seară, vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc o seară plăcută în continuare.